Toată viața pe un român din Gherla a stabilit în Germania. Bărbatul a fost martor neputincios la uciderea femeii pe care o iubea. Călău i-a fost chiar fostul iubit. Cu mintea întunecată de gelozie, a intrat cu forță în apartamentul femeii din Gherla și a ucis-o. Era pe pat întinsă, cu fața în jos. Jandarmul i-a luat pulsul. Mihaela murise, iar martor neputincios al ultimelor ei clipe a fost chiar iubitul stabilit în Germania. Vorbeau la telefon în momentul în care cineva a intrat cu forța în apartament. A auzit țipetele disperate ale femeii, dar nu a putut face nimic decât să asculte. În timp ce vorbea, cineva a forțat ușa și femeia s-a panicat, a început să urle, să zbiare. Mihaela a văzut însă chipul criminalului. Îl cunoștea, era chiar fostul iubit, un bărbat gelos care nu a acceptat nicio clipă că femeia are acum pe altcineva. Cât timp a stat fiul dumneavoastră cu fata asta? Cam 2 ani. Și când s-au despărțit? Cam de vreo 2-3 săptămâni. El o iubea și nu o înțeles da, că... Da. A fost ceva discuții. Pe ei au avut pe cineva în Germania. A încercat să discute cu Mihaela, dar s-a lovit mereu de refuzul femeii. Noaptea trecută a încercat din nou și din nou. Marius încerca cu orice preț să intre în bloc. A luat la rând toate interfoanele de pe scară. Nimeni nu i-a deschis. A încercat pentru ultima oară să intre în bloc. S-a pe schelă și o forța geamului. Avea un geam răbătat, o forța geamului și a intrat. Fostul iubit a devenit călău, iar actualul a fost singurul care a auzit țipetele disperate ale femeii, la telefon. Toate astea converg înspre o execuție, practic. Încă nu credem că a avut loc un dialog. Am ajuns în 5 minute, era liniște de plină, lumina numai la dormitor și am sunat la 112. Am văzut o urmă de o pată mică de sânge pe gât. Atât. La scurt timp, polițiștii l-au reținut pe ucigaș. Iubitul femeii va ajunge mâine în țară. Vine la înmormântare.